Ce? Nu. O să vezi. Păi cum să văd de ce vezi? O să vezi poze. Făcute de tine? De tine? Da sau nu? Nu. Nu sunt de mine făcute. Nu eu am reușit să le fac. Da ce? Tati. O să vezi. Asta vezi. De ce nu povestești? Mm? Că o să vezi, Tina. Hai că vorba de povești. Nu sunt povești, dar sunt povești, dar nu. Hai, deci... O să-ți povestesc. Mi-mi plac poveștile astea cu... Nu noaptea. Ai, iubim, că mi-mi plac poveștile astea cu... Nu noaptea. De ce? Că eu pot să te vine. Nu vorbim cu somn. Hai, a fost să văd ca niciodată. Bărbașul cu fiul său și ce-a făcut? Hai că nu te las până, nu pun, nu de povesti despre ea noastră. Ha, iubi, că mi-mi plac astea. Hai bine, întoarce poțile. Noi povestesc chestii generale, ce mai vrei să știi? Întreabă-mă dacă ai vreo curiozitate. Alte locuri bântuite în România. Da, nu mai știu, asta știu că e cea mai importantă, pădurea Paciului. Paciule? Da. Dar aș putea să zic povestea unui turc, cel puțin. Într-un turc dormea într-o seară în pat și a simțit o foarte mare greutate pe genunchii lui. S-a tot zvârcolit în somn, și de la o mare durere i s-au rupt genunchii dintr-o dată și s-a trezit și plângea de durere, vrea, și când s-a ridicat, ghiși ce era. Era satana. Da, dar în loc de picioare, ci că avea copite. Și stătea cu genunchi, cum ar veni. Cu genunchii lui, el apăsa. Nu cu genunchii, copitele. Nu, cu genunchii, copitele. Uh-huh. Asta. Și zice că are chip de om, copite, și niciodată să nu te uiți în ochii lui. Și zice că e foarte frumos. Și foarte mare. Stai puțin, n-am înțeles. Era un turc și turcul adormea. Da. Și s-a pus cineva... Era în vis, probabil. Era în vis și când s-a trezit visul, nu era visul, era realitate. Și s-a trezit în vis, da. Și a văzut pe...